Vreau să-mi spui o poezie. După blocurile gri stăm noi majoritatea. Deci cât ați dori să donați? Donație? What donation? Să nu rase păsărele. E prea cu păsărele, drag. Cu păsăroi n-ai? Arată-ne că ai factorul X. Nu mai bine, vrei să-ți arăt eu ceva? Acceptați cumva și carduri? Da, bineînțeles. Vine poliția și ia toată marfa. Nu! Cu Vivaldi. Vine Vivaldi. Asta este un card pentru transportul în comun, doamnă. Prin zic că are 10 călătorii. Deci când eu eram parazit, tu nu erai nici spermatozoi, nici zigot nu erai, băi, trupitule. Doamne, Dumnezeu meu! Ce stai și te uiți la mine? Ia plasele din mână, că-s grele! Nu văd așa ceva. Ce-mi dă picioarele, nu mai pot. Lasă, ia uite la el. Păi pe masă să lasă plasele! Cum să le pui pe masă în fața mea? Pun-le pe blat acolo cumpărăturile! Nu aici, în fața mea! Nu ești în stare de nimic. Și acum stai și te uiți la ele. Stai și te uiți la ele, că de-aia ești tu în casa asta. Stai să te uiți la mobilă și la lucruri. Să nu cumva să scoți din ele ce e de scos. O tâmpit și jumătate ești. Fix ca aia de la piață. O tâmpită. Eu îi spuneam, nu că vreau numai mere gold de iepure. Ia nimic și nimic să iau mere golden. Păi n-auzi femeie că nu vreau mere golden. Vreau numai mere gold de iepure. Ia uite. Singurul cuțit care nu tai din casă și pe ăsta te-ai găsit să mi-l aduci. N-am văzut așa ceva, nu ești bun de nimic, nu-i de mirare că fiica mea nu mai trăiește cu noi. Din cauza ta nu mai trăiește, numai tu ești vinovat. Așa, unde naiba rămăsesem? Ah, mă rog, ia-o, dădea într-una, ca nu ca să cumperi mere golden. N-au să mie că nu vreau, în fine, și până la urmă m-am lămurit. Ia uite. Păi fundul ăsta de lemn mi-l aduci tu? Când n-ai văzut că tot eu ardei pe fundul de lemn? Că eu vreau pe ăla de plastic. De nimic nu ești în stare, absolut de nimic. Pe ce pui mâna strici? Hai, ce să mai... Exact ca tâmpita aia de la piață care am încercat să spui, da? Auzi, și după aia? Căci că dacă n-am eu sacoș, păi de unde am eu sacoș, femeie? De unde am eu sacoș? Nu vezi că am brațele pline? Caută la un coleg. De ce mi-ai zis că nu mai avem usturoi? Păi să nu zici că mai trebuie usturoi. Să nu cumva să-mi zici mie că mai trebuie să cumpăr usturoi și să nu cumva să te duci nici tu la piață. N-am pomenit așa ceva. Las că o să cumpăr data viitoare. Un uituc și un tâmpit. Asta ești. Une naiba rămăsesem? Ce naiba ziceam? A? Și într-un final zic cât costă toate astea. Păi 37 de lei zic. N-am decât 50. Atunci că n-am restul. Mă scotocesc eu, mă scotocesc să-i dau 7 lei. Tâmpita? Ce faci cu tigaia aia? Prizi muște cu ea? Păi pe foc se pune tigaia, nu prizi muște cu tigaia! Dau și drumul aici. Așa, să se încingă. Să uita ca tâmpita la aia 7 lei pe care îi scosesem eu, zic, dă-mi rest 20! Să uita când la mine, când la bani. Când la mine, când la bani. Tâmpita nu mai înțelegea nimic. Habar n-avea să facă calculul. Înțelegi? S-a întors lumea asta cu fundul în sus, ce să mai... Niște tâmpiți cu toți. Ți-ai să mergi la piață, dar tu nu, că nici măcar piața nu-ți place să faci. Am văzut așa ceva. Ia.
care lipsea. Ai ascuns-o de mine. Să nu cumva să împarți cu soția ta prăjitura ta. Să nu cumva. N-am văzut așa ceva. Auzi, cine naiba m-o fi pus să te iau de bărbat? Asta e. Mi-a trebuit mie bărbat. Nu puteam să stau singură. Și doar mi-a zis totuși. Am o mică, nu știu, nu, că ia, că e băiat bun. România, momentul pe care l-așteptai cu sufletul la gură e în sfârșit aici. Nu pot să-mi imaginez că te voi pierde. Drumurile noastre, iubirea și fericirea. Para întregarte el corazón. Du-mă la căsuța mea cu portiță și cișmea. În această seară, cu un juriu complet schimbat, dar cu același generic de rahat, începe X-Factor! Ce veniți aici? Am venit să mă fac de c***. Așa fac și vin să mă fac de c***. Televiziune să mă arăt. Dacă sunt pregătit, cel mai om pregătit să te aud. Vocalizei? Păi, mă mai devreți înainte să vină, mi-am încălzit vocea puțin, știi? Am luat și zice, da, am stat așa la pândă și mi-a tăiat un fraier fața pe Calea Victoriei. Asta mi-a trebuit. Mă, să mă înțeleg și foc, l-am dat jos la fraier. Și am început să urlăiești, dar bine, stai cu mine. Nu, că nu i-am zis în cartea de biologie, am dat în aia de religie. Ce? Ia, mă, tu să... Ia, băi, eu m-am mâncat, dar ce te-am mâncat așa, mă, să mă rog? Bună seara, ești ok? Bună, mă, cam trist așa, nu știu, sunt ok, dar cam trist. De ce ești trist? Aude, ești pocul ca asta, de ce sunt trist? Păi nu vezi că m-am lăsat de băutură, nebună, de-aia sunt trist. Ce ne cânti în seara asta la X-Factor? Bună, mă, ți-o murcuiști, mă, mă, cine e X-Factor? Mă, cine, mă, e X-Factor să trebuie să-i cânt eu? Ce e asta? Ce face, măi, Caterin Crăciua? Hai că trebuie să-i cânt ce-i vreun poștaș, măi, ce pensia? Păi vă sunteți de bună cap, ce eu n-am pensie, ce eram în fire să muncesc. Arată-ne că ai factorul X? Auzi, nu o să mor. Deci, blondă, nu mai bine vrei să-ți arăt eu ceva? Ca lumea, dacă... Deci să mă arăt dacă scopă pură, ce o să rămân și Andra Mo? Auzi, tataie, dar nu crezi că ești cam bătrân pentru textele astea? Hai, lasă-ne! Tu ești ăla, ești șmecherul ăla, nu? De la paraziți. Auzi, cumetele? Deci când eu eram parazit, tu nu erai nici spermatozoi, nici zigot nu erai, băi, tâmpiritule! Băi, adu-o, pune pe asta! Să mă la, pune pe asta pe hip-hop, dacă nu facem bani, îți garantează, Serghei, deci facem jumate-jumate din casă, să mă rămân. Serghei, care e melodia ta preferată? Păi, doar melodii! Mă, ce șură am făcut cu Nicu acolo, să mă, am adus 15 tâmpițe, doar am făcut trenulețe cu ele, să mă rămân. Nu, mă referam la cântecul tău preferat. A, cântecul, nu mai, să mă rămân, gata, știu! Internațională, gata, fie! Sculați, voi o roptiță, sorții! Voi o sunteți la foame sus! Piesa asta este hit! Călea Nicu n-a umrit! Să mă rog, a fost sincer cât internațională, să mă rog! Auzi, să-mi spui și mie ce bei, că vreau să mă las de iarbă, frate! Cum e trebuie că ești și-ți dorești că s-ar putea să împlinească, să mă rog? Dar vrei să spun ceva? Dă băutură, te lași greu, mâncați-și, bă! E imposibil aproape să te lași de băut. Treaba ta. Ai, las-o jos, tataie, că puți ca o cârciumă de roacă în care au băut toată seara niște maneliști. Ai un buchet. Bă, dar ești tot cu mine, tu, nu? Sanchi, am buchet, am asta. Păi ce vrei să am, bă, besmeticule, vreo coroană, vreo jerbă, ce vrei să am? Păi tu crezi că eu mă joc, ești nebun la cap? Păi făceam urla băutor înainte, mă, ești nebun. Păi tu ce făceam? Făceam show, eram bobă cu ceas. Băi, odată ce am făcut, să mă rog, odată am făcut funda la un șarpe, bă, mă, funda i-am făcut, ești nebun la cap. Odată am mușcat un câine, a plecat ăla, i-am dat rabie, să mă rog, și odată am dat cu scundul la într-o găină, ești nebun. A trebuit să sunăm la protecția animalelor. Nu, să mă rog, în curj nu dau. Nu dau un curș, blondo, stai cu minte, că dacă sângele se curcă, păi să mă rog, om. Mai bine ne cânti un cântec de pahar, ceva. Păi eu cânt cântece de pahar, mă, sunteți nebun la cap, păi eu mă joc cu asta. Păi mie încerc, cântă, cine vă să cântă damigeană, de cisternă, să mă rog. Păi am băut fluvii la viața mea, eu mă joc cu țoiuri, cu pahare, cu astea, cu catării. Orice, numai cântă-ne ceva.
mai disperat în seara asta, să mă arma, să mă lași să respiri. Bine, mă, uite, dacă vrei să cânt acum, stai să nu zice cât e aia. Bă, gata, mă, știu, ia fian. Gata, bă. Trei culori, cunosc pe lume. Lume, lume, soro, lume. Dă ce? Să mă luați, îmi bate. Ia stați-mă așa. Al. Ce vrei, mă, să mă, nu mai pot să fac nimic de tine. Da, mă, da, lasă-mă că vin acum. Da, mă, da, vin la voi acum, tu vin, lasă-mă. Bine, hai, ți-o dau la culise. Hai, tău, baba, băi, gata, ai norocul tare, X-Factor. Mă cheamă ca Patos la emisiune, m-am șitit, ai noroc, ai lăsat-mă, gata, am treabă. Iubito, iubito, m-am simțit minunat. Dar din păcate nu poate fi nimic mai mult decât o simplă aventură. Vezi tu, mă tem că sunt însurat. Mă tem că sunt Daniel. Asigură-te împotriva surprizelor neplăcute. Transasig, asigurări pentru zilele în care viața vrea să ți-o tragă pe la spate. Peste tot este noapte, Moș Ene a sosit. Doar pe Năstase levită, că e cam bandit. Florine! Florine! Măi! Ce? Cine? Unde? Ce faci, dormeai? Nu, nu dormeam. Îmi odineam ochii doar. E unul din asta, ce vrei să fac, domnul Stase? Vreau să mă ajut cu ceva. Să? Să mă culc. Ești mulțumit, dragă? Ai terminat interogatoriu, ai făcut ce ai vrut din mine. Domnul Stase, nu știu dumneavoastră ce credeți despre mine, dar eu sunt om serios, am nevastă, copii. Nu cu tine, dragă, singur. Singur? Domnul Stase, ce faceți dumneavoastră singur, sub pătură, strigând mai repede, repede, mai repede? Câteodată și de trei ori pe noapte. Când credeți că eu dorm, dar eu nu dorm. E strict treaba dumneavoastră, da? Milițian de circulație ce ești? Vreau să dorm. Nu pot să dorm. Ajută-mă să dorm. De ce n-ați zis așa? Ați încercat să numărați oi? Am încercat, dragă, dar n-a mers. Și? Și după aia am încercat să număr bani. Na. Și au venit toate oile și mi-au mâncat toți banii. Somnifere? Dragă, că mă zgârie la gâtruț. Păi și atunci ce facem? Vreau să-mi spui o poezie. Ce poezie? Orice fel de poezie. După blocurile gri stăm noi, majoritatea, suntem mai înaltă la șosea. Nu teagă, e prea nouă, altceva. Somnoroase păsărele, somnoroase păsărele. E prea cu păsărele, drag. Cu păsăroi n-ai? N-am. Atunci cântă-mi un cântecel. Vine poliția și ia toată marfa. Nu! Cu Vivaldi! Vine Vivaldi și mi-a dolarii. Florinele, Florinel, concentrează-te. Da. Spune-mi o poveste. Da. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar știi fi ce? Cred că și pe asta o cunosc. Sigur. Sigur. Păi și atunci ce facem? Haideți să mă legăn puțin. Domnul Stase. Hai, nu fi urâcios. Bine, să mă ții în brațe. Domnul Stase. Nu fi goofy. 10 minuțele doar. Dacă 5. Și dacă țin în brațe. Nimic mai mult, cu siguranță, dragă. Ei, ei, nu așa, dragă, în pat. Ușor la cap. Ei, nu așa, dragă, stai, 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 întinși pe spate.
Ușor? Haide! Uite, te așez eu ca un copil rău ce ești. Așa. Pădure, pădure nebună, fiecare noapte cu lună. Mamă, vezi că luăm cina la restaurant, ce căutăm noi aici? Prezic? Că am avut așa o viziune. Data viitoare când mai ai o viziune să spui niște ochelari. Prezic? Că o să mă enervezi? No, mam, no! No, no! Hai la Costache! Dragi prieteni, vă mulțumesc că sunteți prezenți în număr atât de mare la evenimentul nostru de caritate și aș dori să vă mulțumesc în mod special în numele bătrânilor de la Căminul Amurgul Vieții pentru generozitatea de care ați dat dovadă. Sunteți, doamnelor și domnilor, niște domni și niște doamne într-adevăr. Și acum să mâncăm un platouaș! Seara. Prezic că e foarte bună! Mă numesc Octavian Popescu și sunt președintele Asociației Prietenii Căminului Amurgul Vieții. O care ne hala! Numerologă și prezicătoare! Este fata mea cu fondătoare, da? Da, Alexandra, dar știm cu toții, da, televizor. Încântată! Pare bine. Este prima oară când participați la un astfel de eveniment? Prezic că ai prezis bine! Măi, Tavi, dușnic că ai talent? Octavian, da. Deci cât ați dori să donați? Donație? What donation? Ce donație? What donation? Este un eveniment de caritate. Este o acțiune de binefacere. Yes. Da, yes. Deci organizația noastră yes. se ocupă cu strângerea de fonduri yes. pentru bătrânii de la un cămin. Yes. Ca să le cumpărăm medicamente. Yes. Dar nu e nevoie, prezic că nu e nevoie. Cum adică? Bătrânii? O să se facă bine și nu! O să mai aibă nevoie de medicamente. Nu, eu prezic că moșul o să moară în curând și nu-i nevoie să aruncăm money on the window. E fata mea, prezice bine, da? Doamnelor, chiar nu trebuie să vă faceți griji în privința mărimii donației. Orice contribuție contează. Păi de ce nu spui așa? Măi, Tavi, măi! Octavia. Lăsați, Tavi. Ia uite! Da. Tic-tac-uri. Bune, le puși pe coliva! Eu o să iau două pentru la finalul mesei, yes, și da. Noi o să păstrați restul, yes. Da. Am înțeles. Băieți? Deci, astea sunt două pișcotare, știți ce aveți de făcut. Ce să facem, șefule? Punem să spele pe jos? Sau mai bine dezbrăcăm un kilos pe stradă? A doua. De fapt, nu. Sunați la o televiziune de cancan și chemați niște reporteri aici, da? Reporters, mamă, mie mi-e cam frică. Prezic, că și mie. From the United States. Luați-le. No, 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 no. Cred că ne putem înțelege cumva, nu? Acceptați cumva și carduri? Da, bineînțeles. Perfect. Ia uite. Ia. Asta este un card pentru transportul în comun, doamnă. Prezic că are 10 călătorii, da? Yes. Prezic că ați încurcat-o. Luați-le. No. Sigur ne putem înțelege. Da? Ne putem înțelege. Yes. Da? Veniți puțin să vă spun ceva. Băieții, doamna poate să plece. Mam, ce faci? Unde te duci? Prezic, curaj! Să fii tare, da? From the United States.
Deci cât ați dori să donați? De ce? Deci cât ați dori să donați? Deci cât ați dori să donați? Se aude ca un WC, o fracă. Da. Scuze. Deci cât ați dori să donați? Deci, cât ați dori să donați? Donați? Sunt numeroase păsărele. E prea cu păsările, drag. Cu păsărăi n-ai? Arată-ne că ai factorul X! Nu mai bine vrei să arăt eu ceva? Acceptez cumva și carduri. Da, bineînțeles. Vine poliția și ia toată marfa. Nu! Cu Vivaldi! Vine Vivaldi!